Bună dimineața, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod din Degustăm cu Deris. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vă place ceea ce fac. Iar dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, apăsați toată butonul de subscribe pentru că nu o să regretați. Noi căutăm mâncare bună atât în țară cât și în afară. Suntem în ultima zi în Italia, mai exact în Bari, și plecăm către Monopoli pentru că, după cum v-am spus în episodul trecut, luăm niște pedaluri. O să stăm cam 4 ore pe ele și o să descoperim împreună niște grote, vedem noi ce descoperim. Dar ideea e că o să fie experiență tare faină. Pentru noi este prima dată, deci nu știm ce, Doamne iartă, o să se întâmple, câte căzături o să încasezi și așa mai departe. Tot e mai bine decât pe placă. Cazină? Tot e mai bine decât pe placă? Da. Ce placă? De snowboard. A, da. Eu mă descurc mai bine pe placă de snowboard. Deci, na, Dianei nu-i place. Ar trebui să încerci și cu schiurile, dar eu cu schiurile nu sunt... Nu-mi plac schiurile deloc. Poli, ne îndreptăm către agenția de închiriat tot felul de chestii. Puteți să închiriați și GoPro-uri de la ei. Tot felul de chestii pentru snorkeling. Deci, na. Și cam ăsta ar trebui... Cam ăsta e centru vechi. Este și mai încolo. Am ajuns în zona aceea. Ați văzut? Să nu cadă. Am făcut și semn. Hai, vă mulțumesc mult! Fiți atenți că aici au închis băieții zona. Tot în față și la stânga. Ideea e că aici este o piață destul de mare în care oricum abia sunt copaci. Piațete, spune. State că am luat frumusețile astea de pedaluri. Treaba e foarte simplă. Ca să știți și cum să faceți ideea asta în felul următor. Deschideți asta frumos și trebuie să fie pe nivelul vostru. Deci trebuie să fie cam așa. Uitați aici că vă și arată 1.80. Cam pe aici. Cam pe aici sunt eu. Am închis-o, dar mai mult o să vă arăt din apă, până ne obișnuim și noi. Dragilor, deci asta e cea mai tare experiență ever. Uitați aici ce frumos e. Ai de cumetrilor, cheers! Cheers și cu cumetra. Bă, să vedeți fază foarte amuzantă. Au cerut 30 de cenți în plus pentru că era de la frigider. Deci la capitolul bere la frigider Italia nu că stă prost. Stă extraordinar de prost. Ăștia oare vorbea? Berea la temperatura camerei sau ce Dumnezeu? Bă, nu-i vin. Berea nu e vin. Nu cred. Dragi italieni, berea nu este vin, asta se bea rece, vinul ăla roșu se bea cald, ăla la temperatura camerei, în fine. Dar mi se pare că ei merg să fie un pahar destul de mult, nu? Asta e adevărat. În fiecare seară beau cu un pahar de alcool sau bere sau ceva la terasă, ceea ce-i drăguț. Noi de când am venit aici am băut numai Negroni și Aperol. Aproape. Și vin. Da. Țin la masă. Da. Da, bun, hai că luăm pauza asta binecuvântată și plecăm din nou cu ele. Bun, dragilor, și după atâta veslit, că deja v-am zis, eram profesionist, dacă mai stăteam o zi acolo, puteam să fac tururi. Mergem să mâncăm la Baresana, primul restaurant care ne-a ieșit în cale în prima seară. Acolo mergem și în ultima seară, pentru că așa e frumos, tată, dacă a fost mâncarea bună, să te reîntorci.
Și nu că a fost bună, a fost extraordinar de bună și îmi doresc să mănânc măcar o jumătate de pizza și niște paste bune. Avem puțin de galopat până acolo. Ajungem la 19:24 și la 19:30 se deschide. Dar ideea este că dacă nu prinzi loc la început, stai la coadă, cum am stat noi data trecută și nu e ok. Așa că ne-am învățat. Data viitoare în Italia o să fim primii. N-aș fi zis. Dar bine, o să prindem masă, că sunt multe mese, dar n-aș fi zis. Vedeți-mă. Doi mare. Uitați ce frumusețe de iubită am. Așa, ne-am comandat bla bla bla, asta nu contează. M-am cerut o bere. E prima dată când cer o cola, tată, din prima. Nu știu, era... M-am țipit un pic, da. Și fiți atenți aici. First pizza. Aspromonte se numește, cu tomato sauce, mozzarella, gorgonzola, cheese și spicy nduja. O să vă spun la momentul potrivit ce înseamnă nduja când o să ne vină pizza. E o chestie foarte interesantă de prin partea aceasta. Diana deja se uită dubios, nu știe despre ce vorbesc. Nu zic. Da, este secret și pentru tine. Nu, nduja. Se pune să caute, bă, de ce n-aș mai când ai Google-ul ăsta la... Așa. Iar la paste, Diana și-a luat spaghetti with mussels. Și eu mi-am luat niște spaghetti with seafood. 13,50 € cu 12,50 €. Deci, na. Cam asta este filmul. Acum să vedem, bine, să vedem cum e mâncare. Mâncare o să fie bună. Deci, na. Hai. Să trecem la treabă. Ăsta-i tati. Cheers pentru ultima seară. Ăla-i tati. Ia uitați-o. E cam scump asta. Păi ce bună-i. Ui. Hai să vedem cum e pizza asta. Oi. Haideți că a venit pizza cu nduja. Deci nduja este o cremă pe bază de carne, grăsime și așa mai departe. Vedeți că s-a și scurs aici, 120 de. Hai să vedem ce părere. Eu mă chinuiam să iau un pic de mozzarella sau ce-o fi fost cursă pe lângă. Ideea este că sunt uscate și după tocate și e o treabă interesantă. Deja am simțit un pic gust picant. S-ar putea să fie mai picant decât de obicei. Că până acum cine am luat spicy prin Italia a fost foarte light. Se vede aici că băieții ori mai pus. Uitați. Mamă, cum se întinde frunza. Așa. Să sperăm că pot să mănânc, că e destul de fierbinte. Cam așa arată. Ce zici, Denis? Arată foarte bine, numai la mine mă enervează că e toată fleașcă. E bună, nu e foarte picantă, deci e ok. Ok. Gustul nduiei, îl simți? Se simte gustul cărnii sau ceva? Da. Dar se simte și miros. Da? Nu simt nevoie. Da, se simte, dar... Da. E o combinație de arome. Mi-e greu să... Îmi dau seama ce simți cel mai mult, adică se simte bine și mozzarella, parcă mai are și ceva brânză cu mucegai? Gorgonzola. Gorgonzola, da, se simte și gorgonzola. Deci chiar e o combinație de arome, dar e foarte plăcută. Eu zic că e reușită. Da. Hai că... Sunt curios. Hai să vedem cum stă treaba. Să-mi iau obiectul muncii.
Asta e cea mai frumoasă meserie, mă băieți. Este costisitoare, dar e cea mai frumoasă meserie. Să guști mâncare? Da. V-am zis, eu îmi doream de foarte mult timp să fac chestia asta. Îmi pare rău că am început prea târziu să fac asta. Dar, de fapt, niciodată nu e prea târziu. O să vină și vremea mea cândva. Că totuși sunt atâția care filmează McDonald's la greu și alte chestii. Hai că și noi mâncăm la Mac și chiar ne place. Da. E puțin dificil de mâncat din cauza mozzarellei. Ți-ar trebui o forfecă, știi? Bă, frate, nu se lasă. Iau cu mâna. Așa. Bă, e bună rău. Se simte gustul ăla al grăsimii, așa. Da, într-un fel. Într-un fel nu e atât de grea precum pare. Nu, e foarte echilibrată. Deci chiar nu e deloc grasă. Îmi place foarte mult, de altfel și aici, combinația cu gorgonzola, care este o gorgonzola picante. Merită să o încercați. Prin Timișoara nu prea am văzut înduia. Ar trebui să aducă cineva. Ar trebui să aducă cineva. Doamne, cât de bună e pizza asta. Trebuie să mai venim un bari. Bun, hai să vedem cum sunt pastele. În primul rând, ne-au ajuns pastele astea, pastele mele, cele cu fructe de mare. Au adus frumos aici o lingură. Să scoatem toate vietățile de aici. Și pastele mele. Și pastele Dianei cu midi. Îmi plac frumos, foarte cu sos de roșii, cu pătrunjel, cu tot ce... Are o formă foarte interesantă. Mamă, e foarte moi. E foarte moi? Foarte bună. Și au luat foarte mult gustul de la sos. Nu știu exact în ce au fost făcute, vezi că au lăsat apă și un sos. Da. Hai să vedem. Ne-am plac pastele așa mai simplu, cu mai puține chestii. Sunt al dente. Al dente, cum să zic? Al dente. Al dente, foarte bune. N-am ce să zic. Mă arată într-un mare fel oricum. Se vede, da. Și cremozitate, se vede tot. Sunt cremoase. Se simte gustul de roșii. Ok. Și de fructe de mare. Ia, încearcă și de aici. Încearcă și de aici. Da, asta e crud. Poftim? E crud aici, ceva. Nu este crud nimic aici, iubire. Nu? Gata, am rămas de crud. Am trecut peste crudități, gata. Mie îmi plac, eu nu știu dacă îmi plac. Ce? Ești gătit, îmi plac. Tentaculele. Îmi plac. Da? Da, dar astea nu sunt tentacule, astea sunt direct. Uite, ia frumos, calamarul. Ce mai e pe acolo? Tot felul de crustacee. N-ai spoit. E puțin enervant, am niște vongole. Este puțin enervant că nu sunt decorticate unele dintre ele, dar cam toate dintre ele. Vedeți? Ale tale au mai mult unt. Da? Da.
Și ce mai ai? Mai dăm ceva. Ia, mai caută. Păi ia un crevete, ia bombola aia. Ce mare. Uite-o. S-a prins cu o pastă cu tot. O luăm așa. Care îți plac mai mult? Cred că ale mele îți plac mai mult. Nu? Ale tale? Trebuie să mergem în Belgia. Trebuie să mergem în Belgia? Vreau, hai că poate vreau facem, un omidii cu cartofi prăjiți, nu mai poate, poate rezolvăm cumva, facem să fie bine. Vreau și un crevete. Ia și un crevete. Dar, numai că trebuie să-l... Da, trebuie să-l curăț. Da, haide să încerc și eu. Acolo, îmi iau obiectul muncii. Très bien. Ce avem aici? Furculisul. Ale tale arată mai bine. Da, arată mai bine. Hai să vedem. Am și eu niște midi. Spaghetele astea sunt mărime destul de mare. Vedeți? Sunt făcute cu stoc, se simte asta. Un usturoi, pătrunjel. Ca și vrem. Fructele de mare zgătite corect. Nu l-am focalizat. Ce frumos, scăpăm de astea. Avem și niște langustine. Bă, dar deci nu ar vrut, mă, să se chinuie, mă, să le curețe, mă. Nu ar vrut să se chinuie. De asta nici n-am vrut, pentru că sunt extrem de micuțe și foarte enervant de curățat. E super micuțe și au crusta extraordinar de tare. Da. Da-s bune. Bun, deci pastele n-ai ce să le zici. Pastelor n-ai ce să le zici, sunt foarte bune. În orice punct de vedere. Gustește la mine. Gust, calitate, tot. Nota 10. Da, deci, să iei și o midie, neapărat. Deci birtul ăsta îl recomand, credeți-mă, cu cel mai mare drag. Eu. Ia, fă tu. Deci facem aici frumos, frumos, frumos. Nu prea sunt... Mamă, dar mi-ai dat tatăl aici. Hai, ia direct. Ai și midi, ai de toate. Da? Mamă, ce bune sunt. Sunt mai bune ca ale mele. Nu știu ce au. Te uiți cu gelozie. Nu știu ce ți-au pus ție aici. Dar mi-ar făcut manevră. Dar ia o midie, doar midia. De ce ceva aici? Mai ajut? Uite că am luat și medie. De ce? Și tu ai usturoi acolo, dar gustul e mai pregnant. E mult mai puternic. Sunt niște paste mult mai parfumate acelea. Chit că, în teorie, nu vreau cum să fie atât de parfumate. Nu știu ce au făcut, de sunt super parfumate. Asta ar fi trebuit să fie mai wow. Dar aparent, aceste paste cu midi sunt wow. Bun, dragilor, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și la acest episod. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vă place ceea ce fac. Ne revedem în episodul următor din Timișoara, pentru că urmează un nou top. Mă întorc acasă și facem nebunie. Vă pupa! Ciao!